Bună ziua, prieteni, din nou. Hristos a înviat, vă spun încă o dată. Prieteni, după cum știți, am mai făcut un vlog pe contul socrului meu. Suntem aici la pușcăria din Vânjuleț. Suntem aici cu, eu sunt cu Alexuț, așteptăm să vină ursul și cu Leonardo și cu soacra mea de la Vista, să iese de la Vista de la Sică. Gata, acum merge, că nu văd din cauza soarelui. Mâncăm aici, la portbagaj, că așteptăm de vreo oră jumate. Alexuță, ia mamă și pâine. Uite și salată, dacă vrei. Nu știu ce se întâmplă, nu mai avem memorie. Ia și pâine, mamă. Ia și pâine. Unde este? Hai că după aia mergem în Severin. Mănâncă și să-mi lovești măseluța aia, are, te doare. Doar pe mine mă fumeze. Unde să ia în contact? Că nu se închide ușile. Acolo avem un magazin aproape. Șterge, trage. Să ne șterge pe mânuțe. Gata, prieteni, am mâncat și noi. Încă așteptăm. Nu vine nimeni de acolo. Alexuț în spate. Eu aici. Așteptăm. Prieteni, se aude o voce, cred că a venit. Gata! Mă, ăsta vrea stația de la domnișoara care era acolo. Știu, se i s-a mai întâmplat, am mai cerut-o. Am mai cerut-o de 100 de ori, dar e o domnișoară acolo care îl cunoaște de pe YouTube. Frumoasă. Aia e, cred că. Și o domnul de acolo, oameni ca lumea. Ai văzut? Asta vorbesc, atâta n-ai. Nici nu te fricoși să iei de la pușcărie. Uite, uite ce faci. Ochelarii, tati, ochelarii. Eu n-am văzut ce oameni așa ca ascultători. Da, de treabă oamenii aici. Bine că i-am băgat pocetul și lui, ți-am mulțumit. Te lăsăm. Ce a zis, mamă? Nu e așa, fică, așa terminat, așa, să-l vezi. E bine, arată bine, ia zi, ursule. Uite, uite ce face, uite. Ce s-a întâmplat, de ce ai ieșit cu el? Vreau să-ți iei de acolo. O, cum? De la oameni care pășa. Muncește și de-aia nu simte timpul așa. Păi și tata, dacă nu muncea tata un an de când n-a plecat de acasă. Pe tot curtea mare. Da, curtea mare. Ești, iese la muncă zilnic. Fac cafea, fac ăla, cum mai zice. La 6 dimineața, la 7 fac cafeaua. Ce fac eu ăla la 6? Apelul, curat, să fie patul făcut. Nu arată rău, să zic. Putem să mai stăm, dar să noi să ieșim. Să mai mănânci și el. Ăsta a început să gustațiile la oameni, să le ia stațiile. Așa face. Și la polițiști, la domnișoară și la omul acolo care primim mâncare, la ăia, la tot. Așa făceam și înainte. Totuși a luat mașinuțele, loc de joacă. Hai, el știe pe aici. Vrei să mănânci? Alex mâncă. Mănânci, Leonardo? Plânge acum două zile. Hai să strâng banii de acasă. Hai la Severin, la Carrefour. De la Carrefour. Ce cere pe stați? A zis domnișoara să aducem patru galbeni de acasă, cocoșei de aia, auzi.
Și du soția. Îl cunoaște, îl cunoaște de pe YouTube acolo, domnișoară frumoasă. Nu vrei telefonul meu. Dar a spus undeva cu mașina de mi-a stricat scaunul. Nu, pe unde să mergem noi cu mașina? Unde e telefonul al mic ăla? În geantă, acolo unde l-a lăsat. Nu știu. Vezi că stai pe telefonul lui patroana, mamă. Vai, hai să luăm galbii de acasă. Ca să luăm stăție, cum așa ne dă degeaba? Nu vrea bani de ăștia 5 lei ce vrea el. Sau 4 lei să dea pe ea, nu. S-a bucurat mamă și el de mâncare. S-a bucurat mult. Foarte mult. Că e mâncare de acasă. Și eu am zis la domnul acolo, că a pus mâncarea pe cântară, care a primit-o. Am adus și eu acolo, frate meu, din porți din mâncare, că avem ocazia asta, două zile, trei, cât mai e. Că după aia noi mai aducem, că trebuie vidat. Și când a văzut, aoleu, rânză! Nu îi dădeai și lui Ofelie. Păi de ce nu l-au răi ei? Până n-au aveam cum să spun eu. Le-au deschis, am văzut și la marți, jumirile. Le-au căutat, le-au verificat. Nu puneam eu să spun la oameni. L-au cunoscut imediat, aoleu, rânză. Că după aia am zis că noi mai băgăm. Este luna, de aia m-am grăbit eu. Mai puțin. Și nu mai merge cu mâncare de acasă. Gata, vidat. Mâncare cumpărată, vidată, tot. De asta ți-am spus eu ieri, să-i duci tot. O rânză, două. Da, că după aia nu mai apuci. Nu știi, tata n-a mâncat un an și 7-8 luni n-a mâncat mâncare gătită. Am mâncat numai salamuri de Paște, atât am căutat, drop, vidat, la Carrefour. Și Paștele altul care te cunui era dat la pușcărie. Ba da. Avea voie, cred că, să primească. Nu avea voie. Era pandemie, erau alte. Ah, da. Nu știi că am căutat în Carrefour mâncare, drop, vidat, făcut, n-am cereau și ei. N-am mai adus drop acum, că drop-ul ăla n-am mai făcut altul. Cereau și ei, mați. Hai să spun la prieteni că eu n-am mai pus mâncare lustică de la Paștea mea de aia. Că nu mai am făcut la casă. Am schimbat caserola, am golit tursurile caserola aia care au frisat de la Paște, o caserolă era. Am golit-o și am pus altceva. Mați, mai pus-o încă o dată mați. Și nu mai luai de aia, de nimic de la Paște. Nici o caserolă. Ce frumos e aici. Ce ți-a zis Leonardo? Ce frumos e. I-am spus o sigă că-l cheamă Bobiță, că-l mai cheamă din când în când și Butelie. Te-a pupat sigă Leonardo? Da. La masă, acolo. Acum era la masă, până acum eram prin geamul ăla, ai văzut cabinele? Da, era acolo față în față, mese lungi, poți să întinzi o masă acolo cu mâncare. Păi da, dar nu e acum, că nu mai e pandemia la masă, dar înainte era la cabină, să nu-l atingi deloc, să te uiți la el prin geam. Zici că e pensiune, cum e la patrona. Atâta flori, atâta verdeață în curte, câini prin curte. Cățăluși. Acum, mamă, dar când era pandemie era mai dificil, o țăr. Nu, dar zic cățăluși prin curte, flori. Păi de asta zicea taică-miu să-l aducem pe leu aici. Am bandă, atât de frumos, magazinul. Da, mă, la Inzăre. Ce la magazin bani să ai la pușcărie? Scump acolo tot. Să ai bani. Scump, dar da, ce, tot ce trebuie. Dar bine că era închis, nu i-am văzut așa. Păi nu, e închis tot timpul, e deschis doar pentru ei, pentru ei. Nu știu cum, o dată, de două ori pe săptămână. De două, trei ori acum. Miercurea, nu mai știu cum, sâmbăta, luni, de trei ori. Ce bine era dacă era și Leo aici. Aici n-avea treabă. Să stea, să venim tot timpul aici aproape, să venim la el la vizită tot timpul. Stai de vorbă de ce sat? Departe, de nici nu putem să ajungem la el. Nu știu, dar și oamenii sunt altfel. Oamenii care sunt aici, obișnuiți, mamă, cu sunt ca lumea, cu suflet, îi simți așa, îi simți că sunt oameni ca lumea. Sunt obișnuiți și râd noi și vorbesc. Până n-am simțit că am venit la pușcărie aici, nu, ursule? Că sunt oameni ca lumea, că le ajută Dumnezeu. Și fetele tinere, polițiste, sunt multe, ce frumoase sunt! Sunt multe care te cunoaște, că mă întrebau de tine când veneam la vizită la tata. Dar ce frumoase sunt lumina! Ne-ai văzut? Da. Așa mă întrebau și ai mic în mine. Ce mai e prin oraș? Ce mai e acasă? Distracție. Ce poate să fie la noi în oraș? Că e orașul pustiu.
Dacă mergem undeva să luăm ceva și venim repede acasă. Nina, mai mers cum mergeam mai de mult, hai că mai mergeam pe la neamuri, pe la ăla, mai rar așa eu, mă refer la mine, că el mai merg așa, colindat. Mai mergeam și eu poate la mamă, mai era, acum nu mai am timp. Ba cu treabă, ba că, bine că și filmăm, avem ocupație, avem servici, de fapt. Și aia e. Nu mai e timp așa să mai mergi așa de-a neamuri. Vorbim în telefon și atât. Aici a fost. Uite, pe aici a fost mai zona sat. Mm. La Vânjuleț. Mama, aici poți să vii și tu cu mașina. Vin, las, vin el acasă și pe mine. Da. Zic că muncește, ia să la muncă și ia să mai repede. Ia să la muncă. Acum are să se bagă la spălătorie. Dar încă nu s-a dus. Așteaptă să vină analizele. A făcut o grămadă de analiză. Tati, vă subțin la Dunărea aia, să vedem cum trece armata. Da, să mergem în armatiștii. Să zicem salut! Să trăiți cu respect! Să trăiți cu respect, să vă trăiască familia, trebuia să duci aici la oameni. Și ai văzut lumina afară, de ținutul cum făcea pază. Da, era la planton. Da. O zi și o noapte. Dar e obositor o zi și o noapte să stai asta acolo. Asta e. Bea cafea, nu mă ursule. Își am drumbit, domnul, își face acolo cu fierbătorul și își ia cafea. Își ia mâncare la el, nu? Și după aia se duce și doarme, nu? Când termină tura. Și după aia tot la fel. Nu e bine. Și ce vede? Păzească, nu? Da. Să vadă cine e. Cine vine. Și arestația anunță. Păi normal. Vezi la Leonardo, că și omul de acolo are stație. Care? Uite ce drumuri arată lumină pe aici cu mine. Drumuri, Iulia, nu mă gândeam că e pușcărie pe aici, eu n-am venit pe aici. Uite, ce gândit să ieși o să vezi, intersecția asta e foarte periculoasă. Uite și tu. Aoleu, doamne. Unde luăm ursurile? În spate? Avem obligatorul la dreapta, dar noi trebuie să întoarcem și să venim pe partea aia. Păi da, și eu zic că e în partea aia. Dar ce drumul ursurile, ce dealul, ce gălea curbe. Trebuie să întoarcem și să venim pe partea aia. Uite câta curbe. Unde și acolo. Vezi? Uite, toate pământurile, Arad, toată lumea a muncit. Arad și era părinte. Veneam de sucul de nuț pe aici și când ningea și pe vreme urâtă, stătea numai cu gura, pe lasă de nuț încet, lasă încet, lasă încet. Până mi-a ieșit sufletul afară pe drumurile astea. Asta e curbă periculoasă. Iar că e periculoasă, da? Plecam multe aici. Acum e bine, mamă, când îți face programare după masă, la ora 2, la ora 1. Câteodată făcea dimineața, la ora 7, la ora... Atunci de ce? Nu puteau? Atunci nu se putea, atunci era, așa era vista, așa era programul. N-aveau locuri și veneam, plecam, nu știu, de la casă, de la 6, să fim la 7 aici. Și dacă o luăm pe aici, pe unde mergem? Unde ajungem? Oricum aici nu sunt. Mai ne împurcă, aici m-a. Sunt satele care umblă macul, umblă țiganii cu legume. Da. Unde e satul unde să trage la genunchi când cazi? Aici e. Aici a venit cu Leonardo când i-a întras la picioruș. Aici trebuie să aduc pe mama, bine că i-a trecut la picior. N-ai loc aceea ursule și te-ai băgat la aceea. Unde e întors în grâu? Aici m-a făcut eu bine la piciorul. La pătrânelul la Neaion, știi? Când ți-a tras piciorușul pe bancă, când ai venit cu Papoleu, cu patroana. Așa știm. Și te-a făcut bine la piciorușe. Trebuie să o luăm pe mama. La picior. A, sclinți piciorul. Mai luăm pe mama, s-a venit. Unde am căzut? Păi trebuia mama să o aduci. Unde am căzut? Nu știu unde ai căzut, ai sărit. A, mi-ai luat papucii înalt și ai sclinți piciorul. Nu. Atunci când a sărit de pe canapea. Mamă, ce frumos îmi place. Când ai sărit de pe canapea la bunicul în cameră. Aaaa. Și ți-a sclintit piciorul. Atunci? Păi nu era atunci când am
pus. Atunci. Și-l durea piciorul, nu mai umbla copilul meu. De 4 zile cu Tomiță. Da, era și Tomiță. Da. De 4 zile era. De 4 zile, nu de 4 ani. De 4 zile era cu el. Stai un pic, aia zis, stai un pic. Pica. Stai un pic. Și bucătarul îi place când zice, stai un pic. Dar unde ai părăsit tu bucătarul? Cum l-ai părăsit? Să Neion ăla. Care i-a făcut? Nu, care i-a făcut piciorul Neion? Neionul cheamă. Da. E bătrân Neion, bătrânel. Și cum mai intrase piciorul? Și lui patroana, mâna lui bunicul, papul Leo, când avea el probleme cu mâna. I-a făcut. Da. Cel mai bun om care se pricepe. Da. Mergem acum la Severin, da? Nu. Tati, oprește acolo la Dunăre. Oprim la Dunăre. Atunci hai să încheiem vlogul, prieteni. Revenim de la Severin, vedem, mai facem vloguri. Noi vă dorim o zi plăcută și liniștită și vă pupăm. Pa, pa! Pa, pa!